Stadionul Ilie Oana din Ploiești, unde Dinamo conduce cu 1-0 la pauză pe Juventus București. Gol marcat de Rivaldinho din centrarea noii achiziții, portughezul Salomão. Singura achiziție prezentă în 11-le de start al lui Cosmin Contra pentru startul acestei ediții a Ligii 1. Un gol frumos. Rivaldinho, dar o primă repriză cu un joc neconvingător al lui Dinamo. Golul de altfel a fost și singura minge pe spațiul porții lui Mingote. În rest, destul de palid jocul, destul de lent, o construcție greoaie. Juventus putea egala chiar înainte de pauză la un șut formidabil al fundașului stânga Florin Ștefan, un șut de la 30-35 de metri, scos greu de Penedo. Altfel, o echipă Juventus care a arătat bine în prima repriză, a stat bine în teren. Ce intrare aici, a fost o contră foarte dură pentru Andrei Lungu, dar a fost la minge intrarea lui Rivaldinho. Iată-l pe Contra, îl ridică de jos pe mijlocașul lui Juventus, care a fost combativ. A încercat să contraatace prin mingi lungi pentru Simon Măzărache să profite de viteza acestuia. Nu a avut mari ocazii nici echipa lui Daniel Oprița, dar a ținut piept destul de bine jocului lui Dinamo. Băjenaru, frumoasă preluarea, își complică însă situația întorcându-se tot pe acea parte. Zaharia încearcă să-și deschidă terenul, bună pasa, o minge care ajunge acolo la Beța, centrare în careu, Mihăescu și Mihăescu! Joc periculos, oprește Horațiu Feșnic aici, probabil la acea foarfecă a lui Măzărache, care nu a găsit mingea. Da, este joc periculos într-adevăr aici. A văzut bine Horațiu Feșnic. Mihăiescu reușise să marcheze. Da, s-a ferit Bușu Lazici, clar intimidat de acea execuție nereușită a lui Simon Măzărache, spre disperarea lui Daniel Oprița. Aruncare de la margine pentru Juventus București. Probabil vom vedea o echipă a lui Juventus mult mai activă pe frontul ofensiv. Marici sare acolo și îl dărâmă pe Măzărache. Marici a fost cumva veriga slabă din defensiva lui Dinamo în prima repriză. Cu siguranță Contra își dorește ca grecul Cațica să fie cât mai repede apt de joc. Aruncă de la margine Beța. Încă o reluare. Vedem săritura lui Marici. Adam Nemeț nu a avut nicio ocazie în prima repriză. Acum Hanca încearcă să-l pună în valoare, dar Benga are o viteză superioară. Pasează greșit, Salomão recuperează. Salomão, centrarea lui Salomão și este Hens, cred, la Dejan Beța. Un Hens văzut de Horațiu Feșnic. Lovitură liberă pentru Dinamo. Mai degrabă corner. Avea brațul lipit de corp. A încercat să și-l tragă cumva. În fine, un corner mai scurt pentru Dinamo. O situație bună, o situație periculoasă. Hanca, jucătorul cu cele mai multe pase decisive pentru Dinamo în sezonul precedent. El este cel care execută lovitura liberă. Hanca pe colțul lung. Benga respinge. Apăruse Nedelcearu pe bara a doua. Și de această dată chiar este corner pentru Dinamo. Același Hanca, marcaj în zonă al celor de la Juventus. Centrarea lui Hanca, Rivaldinho ezitant aici, nu reușește să reia cu capul și un fault în atac văzut de arbitrul partidei. Se resimte Dejan Beța, cel care a început fotbalul la Sportul Studențesc. O echipă care, din păcate,
nu mai, sau mă rog, există la nivelul diviziei a patra. Măzărache, fault, cred, da, faultul lui Nedelcearu, care ridică prea mult piciorul la această fază. Este lovitură liberă pentru Juventus. Băjenaru este cel care execută lovitura liberă. Poziție dificilă pentru că este departe, e greu să încerci un șut direct. Nu ai nici unghi pentru a trimite o centrare. Să vedem însă. Centrarea lui Băjenaru respinge Rivaldinho. Dă cu capul în ambele careuri brazilianul. Mihăiescu și el prelungește această minge. Băjenaru, Bușulazi, ce apare Mihăiescu. Lovește și mingea la această fază. Mihăiescu este unul dintre jucătorii care au cartonaș galben. Trebuie să fie atent. Dar aici a dat în minge. Este alibiul său în fața lui Horațiu Feșnic. E adevărat, nici nu s-a dus cu talpa în față. Adam Nemeț. Nemeț pentru Salomão, care nu a venit însă la timp, l-a primit. Cum spuneam și în prima repriză, Salomão s-a limitat acolo în flancul stâng și nu a vrut să facă mai mult decât trebuie. Iată-l la minge. Cearcă o pasă pentru Nemeț. Obține doar o aruncare de la margine. Pentru Dinamo este important acest start de campionat. Pentru că trebuie să ai și un moral bun înainte de partida de dubla cu Athletic Bilbao. Etapa viitoare, Dinamo va întâlni pe teren propriu pe FC Botoșani, o echipă care și-a schimbat antrenorul și care a schimbat mult și la nivelul lotului de jucători. În timp ce Juventus va juca vineri cu Sepsi Sfântul Gheorghe, o reîntâlnire cu echipa alături de care a promovat în prima ligă direct. Sepsi va juca mâine la Giurgiu cu Astra, tot mâine seară FCSB, FC Voluntari. Luni vor fi ultimele două partide, viitorul Gazmetan Mediaș și FC Botoșani CFR Cluj. Atenție, galben pentru Mihăiescu, care este eliminat. Mihăiescu eliminat la debutul în prima ligă, la o semnalizare a arbitrului asistent, cred. A fost un fault fără minge, ia să vedem. S-a adus cu brațele la împins mai mult. Deși are 29 de ani, l-a trădat totuși lipsa de experiență la nivel înalt pe Mădălin Mihăiescu. Juventus rămâne în inferioritate numerică din minutul 53. O eliminare care ar trebui să mai ușureze misiunea lui Dinamo de a lua 3 puncte în această seară, aici la Ploiești. Rădar în 10 oameni Juventus până la finalul acestei partide. O pasă pentru Salomão, aleargă portughezul, dar nu reușește să mai ajungă la această minge. Format la juniorii lui Sporting, s-a remarcat la Deportivo La Coruña, pentru care a marcat câteva goluri în Primera División. Dar asta se întâmpla în urmă cu 6-7 ani. Atunci Salomão a cam bătut pasul pe loc. Jucat în ultimele două sezoane la Mallorca, echipă care a retrogradat în Liga 3-a spaniolă. Alți doi jucători au aterizat la CFR Cluj de la Mallorca. Unul dintre ei este Culio. Bușulazic pentru Rivaldinho. Azer Bușulazic, este liber Steliano Filip. Steliano Filip încearcă să-și facă pașii, dar centrarea este dezamăgitoare pentru internaționalul dinamovist. Își cere scuze cu echipierilor.
Să vedem dacă Dinamo va forța desprinderea în această partidă. Deocamdată nu au fost modificări, nu s-au făcut modificări în cele două tabere. Nici nu prea au avut motive cei doi antrenori să schimbe. Degajează Hanca. Salomao pentru Malangu. Seliano Filip înapoi pentru Penedo. Încearcă Juventus un pressing. Nedelcearu. Pasează deocamdată la nivelul fundașilor echipa lui Cosmin Contra. Malangu deposedat. Andrei Lungu. Un joc foarte bun făcut de el în această seară. Se complică însă. A ezitat să dea drumul la minge. Ciprian Petre. Și după câteva inexactități, după câteva greșeli, este faultat Romera. Lovitură liberă pentru Alb Roșii. Bușulazic vine la primit Salomao, are spațiu la dispoziție, încearcă să accelereze portughezul. Salomao, vine Steliano Filip, centrarea lui Filip, Rivaldinho cu capul peste poartă. Și va face prima modificare, ambii antrenori se pregătesc să facă o schimbare. Iese Zaharia de pe teren la Juventus și intră George Călințaru. Un produs al clubului, acest George Călințaru, crescut de Juventus. A ajuns însă la 28 de ani, iată. Joacă în Liga 1. Hanca, o minge recuperată de Lungu, care îl pune în cursă pe Măzărache, deposedat de Nedelcearu. Și va intra Filipe Nascimento, jucătorul venit de la CFR Cluj. Iese de pe teren Malangu. Nascimento venit la schimb cu Dan Nistor. În schimb pus la cale la cafeaua de dimineață de Dan Petrescu și Cosmin Contra. Spre Dan Nistor se spune că ar fi făcut atmosferă negativă prin vestiar. Nascimento și el își dorea să plece de la CFR. Până la urmă o mutare care a convenit ambelor părți. Seriano Filip greșește aici. Călințaru. Călințaru reușește să centreze. Marici respinge în aut. Iată pe Juventus că îndrăznește chiar și în 10 oameni. Nu are ce face. Este condusă. Pierde Călințaru această minge. Adam Nemeț. Nemeț. Parcă e un Gulliver în țara piticilor. A reușit să rămână la minge. Marici. Salomao foarte bine dă drumul mingii, dar greșește Bușul Lazic. Ștefan. Accelerează Ștefan, o pasă pentru Măzărache. A apărut tras de short de către Nedelcearu. Dar s-a lăsat jocul să continue. Mutu și Albin în tribună. Va mai face o schimbare Daniel Oprița. Este vorba de Wallace da Silva, un fundaș central. Șchiapătă Ovidiu Morariu. El va fi înlocuit. Dă și pleacă Romera. Benga însă se prinde la timp de această fază. Degajează Mingote. Măzărache. Imprecis. Și este out pentru Juventus. Se va produce cea de-a doua schimbare în tabăra bucureșteană. Iese Ovidiu Morariu. Nu mai poate continua acest meci. În locul său intră Wallace da Silva. Schimbare post pe post. Câștigă teren echipa lui Daniel Oprița. Ștefan pentru Ciprian Petre. Ștefan pe diagonală respinge Steliano Filip. Beța pentru Călințaru. George Călințaru încearcă o acțiune pe cont propriu. Combină cu Beța. Offside însă la Călințaru.
Recital dat de peluza dinamovistă. Victoria pare destul de aproape, chiar dacă mai sunt 30 de minute până la finalul meciului. S-au mai văzut meciuri scăpate de sub control, pentru că nu a fost o diferență mare pe teren în această seară aici la Ploiești, între Juventus Colentina, Juventus București și Dinamo. Cade Rivaldinho, Nascimento pentru Hanca, pasă puțin în spate pentru Nascimento, Nemeț pentru Bușulazic. Apare Romera, încearcă din preluare să treacă de Ciprian Petre. Rivaldinho. Din nou Bușulazic. Este primul atac mai așezat al lui Dinamo de când are superioritate numerică echipa lui Cosmin Contra. Nascimento. Fotbalist care spunea că a făcut doi pași în față în carieră odată cu acest transfer. Salomão. Nu am văzut deocamdată niciun dribling al lui Salomão. Mi s-a spus că aceasta ar fi calitatea sa, că poate dezechilibra, fiind un fotbalist care știe să dribleze. Pasa lui Nascimento incomodă pentru Steliano Filip. Bine, degajarea lui Mingote. Foul, da. L-a lovit fără să vrea Hanca, e adevărat. Hanca are și el cartonaș galben, dar aici a fost chiar ceva involuntar. Benga. Măzărache primește această minge offside la Simon Măzărache. Neatent și el la poziționare. Deocamdată nu se vede superioritatea numerică pe care o are Dinamo. Nascimento, un pasator mult mai bun decât Malangu, dar Malangu are acea calitate de a câștiga spațiu, mingea la picior. Rivaldinho, ce redublare incomodă pentru Hanca. Nascimento încearcă să joace repede, pare dispus la efort. Se cere în permanență mingea Nascimento. Iată-l. Poate profita de spațiile mai mari care se pot ivi în defensiva lui Juventus. Salomão pasă slabă. Respins Benga. Iar aici recuperarea lui Andrei Lungu. Călințaru pentru Lungu. Foarte bine. Nedelcearu reușește să iasă în întâmpinarea mingii. Și respinge în afara terenului. Călințaru cade ușor. Nemeț, excelent. Benga reușește să-l deposedeze, dar mingea ajunge în tabăra dinamovistă. Nascimento. Da, cu siguranță cu Paul Anton, probabil în locul lui Bușulazic, cu Albin în locul lui Rivaldinho. Dinamo poate arăta mult mai bine, poate avea un fotbal mult mai bun. Îl vedem pe Salomão. Salomão centrează însă în spatele porții. ...28 de ani are acest fotbalist portughez. La 28 de ani ești la maturitate, ești un fotbalist călit, un fotbalist care trebuie să arăți altfel ca joc. Minge trimisă înapoi de Steliano Filip pentru Penedo. Aici pot declanșa un pressing cei de la Juventus, însă s-a oprit la jumătatea distanței Călințaru și iată
Dinamo progresează cu acest atac, cade repede Bușu Lazic de lângă Lungu. Hanca bate repede această lovitură liberă. Primește Steliano Filip, Nascimento. Din nou Bușu Lazic. În lateral, Hanca are spațiu acolo, pasa este puțin cam tare și Călințaru respinge balonul în corner. Corner bătut scurt de Dinamovici, Nascimento îl găsește pe Salomao. Salomao, Nascimento și este gol! Gol marcat de Filipe Nascimento la debutul în tricoul alb-roșu. 2-0 pentru Dinamo, minutul 66. Dinamo se desprinde cu ceva noroc pentru că a fost o contră la șutul lui Salomao. Iar Nascimento dublează avantajul câinilor. Un fotbalist interesant de doar 22 de ani, Filipe Nascimento. Iată aici faza Salomao care se complică, ezită jucătorii lui Juventus. Benga și Călințaru, ambii au crezut că celălalt va da în minge, s-au tras amândoi practic și i-au făcut acest culoar lui Filipe Nascimento care face 2-0. Iar misiunea devine una aproape imposibilă pentru Juventus București în acest moment. Călințaru, minge care ajunge până la urmă la Băjenaru. Ștefan, contrat de Nascimento, vrea să demonstreze. Are poftă de fotbal Filipe Nascimento. S-a văzut de cum a intrat pe teren, foarte activ, a ieșit în permanență, l-a primit și are calitate tehnică bună de tot. Beța scoate la Andrei Lungu, dar șutul acestuia este total imprecis. Da, mai sunt destule zile până la meciul cu Bilbao, meciul Tur, Cosmin Contra mai poate pune la punct această echipă pentru a încerca surpriza să o elimine pe Athletic Bilbao, echipă care momentan se află în primul stadiu de pregătire, a disputat un amical cu FC Basel, pierdut 3-2. Lovitură liberă pentru Juventus. Nascimento aproape să obțină un cartonaș galben de la Horațiu Feșnic, dar nu dăduse drumul la joc. Centralul partidei, bună pasa lui Băjenaru, Beța, preluare excelentă, dar centrarea este prea tare. Călințaru nu mai poate ajunge, iar Hanca protejează balonul. Omogenitatea ar trebui să fie punctul forte al lui Dinamo în acest sezon. Nascimento, nu este Romera cel care degajează direct în afara terenului. Pentru prima etapă, chiar dacă jocul nu a convins sau a convins doar parțial, victoria este cea mai importantă. Faptul că întâlnește o nouă promovată și trebuie să câștigi cele 3 puncte, pentru că diferența în acest moment este mare între cele două eșaloane la noi. S-a văzut asta mai ales la meciurile de baraj, când locul 3 din divizia B a pierdut de fiecare dată clar disputa cu echipa clasată pe locul 14 în prima ligă, ceea ce spune destul de mult. Pregătește o schimbare și Cosmin Contra.
Azerbușul Lazic protejează. Reprimește de la Nascimento, Steliano Filip, îl vede Nemeț, bună pasa! Atenție la această fază de revăzut. Va intra Claudiu Bumba și este Salomão de pe teren. Ia să vedem. Ah, nu, fază clară. Poziție de offside la Steliano Filip. Iese Salomão de pe teren, aplaudat de galeria lui Dinamo. A dat o pasă de gol. I-a centrat perfect lui Rivaldinho. Intră Claudiu Bumba. Nu a reușit să convingă în sezonul de primăvară Claudiu Bumba. Și a ajuns pe banca de rezerve. Avansează Benga. Ștefan. Nu a lovit chiar bine această minge. A încercat să centreze. Balonul s-a dus în spatele porții lui Penedo. Greu și din punct de vedere moral, din punct de vedere psihic pentru Juventus București. La 2-0 să încerci să lupți cu un om în minus, să încerci să scoți ceva din această partidă. Reușește să respingă Wallace spre Măzărache. Măzărache se luptă acolo și îl faultează pe Marici în cele din urmă. Foarte nervos Simon Măzărache pentru această decizie. Deja i-au făcut cântec lui Salomão, suporterii lui Dinamo. Nemeț încearcă să protejeze, superb, intervine Wallace. Ce intrare prin alunecare a lui Wallace. A reușit să pună la timp corpul Adam Nemeț. Marici pentru Nedelcearu. Din nou Nascimento. Primește Romera, a plecat Hanca, dar nu a avut pe unde să-i trimită mingea și a preferat o pasă de siguranță Romera. Marici. Din nou Nascimento. Încearcă Dinamo din aproape în aproape să construiască această acțiune de atac. Juventus însă s-a închis din nou destul de bine. Rivaldinho. Coboară și Bușul Lazic. Romera. Fine, parcă apar ceva spații. Nemeț. Se apără foarte bine Benga. Nascimento. O pasă pentru Steliano Filip. Reușește până la urmă să țină mingea în teren. Bumba. Nascimento vertical. O pasă bună pentru Hanca, dar nu a reușit să țină de minge. Măzărache acum, faultat de Marici. S-a zbătut mult Simon Măzărache, dar a fost de multe ori izolat. Băjenaru, mijlocașul ofensiv al celor de la Juventus, s-a dus de multe ori pe părțile laterale pentru a se asocia cu mijlocașii de pe bandă, cu Petre sau cu Zaharia în prima repriză. Lasă mingea în afara terenului Ștefan. Un nume de reținut și un jucător de urmărit, Florin Ștefan. La doar 21 de ani. Nu a jucat rău în această seară. A avut și un adversar incomod. L-a avut adversar pe Hanca. Poate cel mai bun jucător al lui Dinamo în sezonul precedent. Așadar, nu a avut o misiune ușoară. Dar cred că s-a descurcat destul de bine.
A avut și acel șut splendid de la distanță, care, la care putea să înscrie. Mingea lui Bumba spre Rivaldinho. Benga s-a apucat puțin să lovească pe acolo prin apărare. L-a lovit mai devreme pe Nemeț, acum a intrat în... și Nemeț își pierde cumpătul după ce a fost lovit în repetate rânduri. Iată ce se întâmplă. A fost provocat și își varsă nervii pe Andrei Lungu. Cel care probabil nu l-a atins în acest meci. Dar Benga l-a șicanat suficient de mult pe Adam Nemeț, astfel încât să îl enerveze. Va face și ultima schimbare Daniel Oprița. Florin Cazan, fotbalist de doar 20 de ani, va intra pe teren. Opțiune exclusivă de pariere live de la Unibet. Action Betting. Pariază live la Unibet. De la jucători pentru jucători. Întârzie deocamdată, ba nu, se face până la urmă schimbarea, iese Ciprian Petre. La 36 de ani, 37 va împlini Ciprian Petre, scos de Daniel Oprița, intră un tânăr, Florin Cazan, se gândește probabil și la meciurile viitoare Daniel Oprița. Florin Cazan poate fi un jucător sub 21 de ani pe care să-l folosească și de ce să nu-i dea minute, mai ales împotriva unui adversar cum este Dinamo. Nedelcearu, Bușul Lazic, Anca încearcă din prima, recuperează Andrei Lungu, Benga. Frumos aici, cu mult calm pentru Wallace. Nu se aștepta Adam Nemeț la așa ceva. Wallace. Dar și el este un jucător care a evoluat numai la divizia B până acum. Nu a reușit să facă pasul spre prima ligă. Decât acum cu Juventus. Steliano Filip în fața porții. Intervenit bine Benga în fața lui Rivaldinho, care oricum părea prea lent la faza de mai devreme. Intră și Costache, tânărul Costache, care marca la debutul său în prima ligă în mandatul lui Mircea Rednic. L-a impresionat pe contra în perioada de pregătire și a fost reținut în lot. Este Adam Nemeț, care are galben și pentru a-l proteja. Romera aruncat de la margine pentru Bușul Lazic, Nascimento. Dinamo totuși nu și-a creat nicio ocazie cu un om în plus. A reușit doar să-și dubleze avantajul, dar jocul în sine tot nu a crescut. Hanca se întoarce bine. Rivaldinho, Costache, reușește să rămână la minge. Bușul Lazic își pune mingea pe șut, blocat și iese o lovitură de colț în favoarea câinilor. Ne apropiem de ultimele 10 minute ale acestei partide. Astăzi Timișoara a câștigat la Chiajna cu 1-0, iar ieri Craiova a învins Iașul cu 2-0. Să vedem pe Steliano Filip, control scurt, șut însă în adversar. Din nou Steliano Filip pentru Romera, coboară și Marici. Dinamo încearcă să se așeze pentru a controla jocul. Rivaldinho până la Marici. Se demarcă bine Rivaldinho, îi lasă lui Steliano Filip.
A plecat Costache în spațiu liber, reușește să intre în posesia mingii. Costache, un dribling, scoate pentru Bumba, șut respins de Mingote. Și Costache îl împinge apoi pe Benga. Ce fază frumoasă, reușește Costache. Benga prea sigur pe el la această fază, s-a dus cu umărul, dar nu l-a prins pe Costache, prea rapid. Jucătorul introdus de Cosmin Contra a reușit să se ferească și Benga a căzut. Bumba foarte aproape de gol. Splendid și corul galeriei Dinamo Viste, ca de obicei la înălțime. Oh, ce eroare a lui Penedo, nu profită de această eroare Florin Cazan. Cazan nu trece de Steliano Filip. Aruncă de la margine Beța. Cazan neatent aici, deposedat de Nascimento. Bumba. Marici greșește aici, Măzărache, și un șut deviat, șutul lui Călințaru. Ocazie importantă pentru Juventus, la o lejeritate în defensiva lui Dinamo. Hanca, nu iese preluarea, Lungu reușește să treacă. O pasă pentru Măzărache, protejează Nedelcearu, iar Măzărache nu mai are suficientă energie pentru a se lupta pentru această minge. Să vedem faza de mai devreme, poate cu ocazia celor de la Juventus. Iată acest șut blocat, cred că a fost șutul lui Măzărache până la urmă. Și nu al lui, Călințaru. Primește Nascimento. Primește Hanca. Mai departe pentru Nascimento. Bușuladzic. Căutarea unei variante de pas. Costache pentru Bușuladzic. Bumba. Greu de depășit această echipă a lui Juventus. Iată-l pe Bumba, preluare frumoasă, mai încearcă un dribling, Costache se bate pentru această minge. Foarte energic Costache. Măzărache dărâmat de Nedelcearu. Nu se dă nimic însă la această fază, rămâne căzut pe gazon atacantul lui Juventus. S-a văzut parcă un genunchi al lui Nedelcearu. S-a ridicat până la urmă Măzărache, fără să mai fie nevoie de intervenția echipei medicale. A văzut că nu a primit nimic, s-a ridicat foarte repede, după ce părea că l-a lovit mașina și alta nu. A rămas însă și fără cartonaș. Hanca. Era bună această pasă pentru Rivaldinho. Costache. Costache calcă pentru Hanca. Rivaldinho. Dinamo poate avea superioritate în celălalt flanc. Bumba. Bumba urmărit de Cazan. Nu reușește să-l dribleze. Florin Cazan rămâne la minge, dar nu reușește să-i paseze lui Băjenaru. Primește Azer Bușuladzic pentru Hanca. Romera, Dinamo se apropie de prima victorie în sezonul cu numărul 100 al Ligii 1. O ediție jubiliară. Campionatul cu numărul 100. Dinamo începe cu o victorie în deplasare
Deocamdată doar 2-0 aici la Ploiești cu Juventus București, campioana diviziei B în sezonul precedent. Nascimento pentru Bușu Lazic, combină cu Costache, deposedat de Wallace. Par interesați mai mult de trecerea timpului băiețului Cosmin Contra. Hanca se lansează într-un dribbling închis de Benga. Iar apoi Nascimento recuperează. Centrare pentru Rivaldinho. Ce ciocnire acolo între Rivaldinho și Mingote. Probleme musculare pentru Rivaldinho. Mingote iese însă mai șifonat din această tentativă de foarfecă. Revedem centrarea. Mai mult parcă l-a șters pe Pedro Mingote. L-a lovit în plin, s-a lovit însă la braț. În cădere, portarul lui Juventus. Ești pregătit? Jocul începe acum! Peste 150 de pariuri pe fiecare meci. Streaming live. Retragerea câștigurilor în maximum 24 de ore. Betano.com. S-a ridicat până la urmă și Pedro Mingote. Noi vedem golul lui Nascimento, golul de 2-0, golul care în momentul de față aduce această stare de liniște totuși în tabăra dinamovistă. Nascimento, excelent, a fost ținut. A vrut să mai treacă o dată de adversar și a pierdut balonul. Bumba. Pentru Nedelcearu, suporterii lui Dinamo sunt rugați să rămână încă 10 minute în tribună după terminarea partidei. Costache, preluare frumoasă pe lângă Wallace, dar are prezență de spirit fundașul lui Juventus și îl ține. Lovitură liberă pentru albroșii. Spuneam, etapa viitoare va... Dinamo va juca acasă cu FC Botoșani, în timp ce Juventus va evolua în deplasare cu Sepsi. Meciul se va juca la Brașov. Lungu degajează Ștefan. Marici se reușește Măzărache să preia de lângă Nedelcearu. Accelerează Măzărache, are culoar aici. Măzărache intră în careu, trage Măzărache pe lângă poartă. A căutat să finalizeze această acțiune, o fază care l-a enervat teribil pe Cosmin Contra, pentru că ambii fundași ai săi, Nedelcearu, iată, a alergat pe lângă Măzărache, l-a condus practic până în careul de 16 metri, în ce Marici s-a retras și el foarte mult. Niciunul dintre cei doi nu l-a atacat pe Măzărache. Reacție imediat la Digisport Special după această partidă. Primele declarații ale celor doi antrenori plus ale jucătorilor. Benga îl împinge pe Costache aici. Spuneam despre Benga că a început să joace puțin dur, cam de pe la 2-0, l-a faultat pe Nemeț, a mai făcut și alte faulturi, acum îl împinge pe Costache. L-a lovit cu cotul în ureche, dar l-a ținut de tricou, apoi l-a lovit cu cotul în ureche, a fost fault mai degrabă pentru Dinamo la această fază. Greșește Măzărache. Oh, ce frumos trece Nascimento. Control bun pentru Nascimento. Dă bine drumul mingii. Steliano Filip. Bușu Lazic. Dribblingul acestuia în fața lui Băjenaru. Faultat și
Va fi lovitură liberă pentru Dinamo, minutul 90 al partidei. Hanca este cel care se află în preajma mingii. Probabil va juca aproape. Iată, combină cu Bușulazi, își trage Hanca, dar șutul e departe de poarta lui Mingode. 3 minute de prelungire pentru această întâlnire. Juventus debutează în prima ligă cu o înfrângere. Nu a reușit să producă surpriza echipa lui Daniel Oprița. Aruncare de la margine acum pentru albroșii. Romera este cel care repune de la margine. Bușulazici. Probabil că a fost decisiv și acea eliminare a lui Mihăiescu, pentru că Juventus a jucat mult timp din repriza secundă cu un om în minus, iar asta a contat, de ce să nu o recunoaștem. Romera încearcă să-i trimită lui Bușulazici, respinge Benga. Aruncă de la margine Romera. Bușulazici, din nou Romera. Încă un minut și jumătate până la finalul partidei. Aici, pe arena Ilie Oană, Petrolul este în Liga 3 în acest moment. Se speră ca Petrolul să revină cât mai repede în prima divizie. O așteptăm și noi, pentru că iată, stadionul arată bine, gazonul este impecabil, centrarea lui Hanca. Sunt așadar condiții. Este și un public nemaipomenit aici la Ploiești. O așteptăm și noi pe Petrol, o așteptăm pe Cluj, pe Farul, UTA. De ce nu? Poate anul acesta va fi cu noroc. Romera îi trimite lui Hanca. Este liber Bușulazici. Se întoarce frumos Costache. Scoate Mingote, gol! 3-0 Dinamo, marchează și Nedelcearu. În minutul 93 Dinamo obține așadar o victorie cât se poate de clară. Ionuț Nedelcearu a urmărit perfect la acest șut al lui Costache. Revedem faza. Costache judecă repede faza, iar Nedelcearu se desprinde din marcaj. Frumos șutul lui Costache, care a intrat și el foarte bine în partidă. Extrem de dinamic. A creat o ocazie, a creat și golul al treilea. Se termină partida. Dinamo câștigă în fața lui.